Ziua bună se cunoaște după invitatul de dimineață. GFM, bună dimineața! O surpriză pentru ascultătorii noștri la această oră în studioul nostru. Alexandra Nechita, bună dimineața! Bună dimineața! Pe tine bună mulți români te știu cu Micuța Picasso, nu știu dacă vrei sau nu să scap de treaba asta. Că a trecut mult timp de atunci și tu nu mai ești mică, dar ai rămas Picasso. Nu. Da, cred, nu știu, nu e vorba de scăpat sau nu, îmi dau seama că lumea vrea să facă asocieri din astea mai familiare, dar... Dar te-a urmărit treaba asta cu Micuța Picasso? Da, da. Încă te-ai enervat? Nu, încă n-ai scăpat. Nu cred că m-a enervat, dar într-adevăr am momente când am zis că aș vrea și eu să... Să fiu Alexandra Nechita. Să fiu Alexandra Nechita doar. Ah, foarte bine. Ce bine vorbești. Da, mersi. Deci, ce bine vorbești, da. În curând o să-i spui ce bine pictezi. Nu, aia știam. Da, ce bine vorbești, că mă gândesc acasă, ai cu cine vorbi românește? Da, deci eu, cu toate că sunt plecată de la un an jumate, s-a vorbit numai română în casă și vorbesc cu ai mei toată ziua. Uh-huh. Fratele meu e născut în LA și a vorbit română înainte de engleză. Fetița mea a făcut 3 ani și vorbește română brici, deci... Da. Nu da, sunt probleme pe partea de limba română. Am menținut limba, da. E bine că o ținem acolo vie limba română în America. Cu soțul tău cum vorbești, în engleză? În engleză, da. Am învățat și el. Din păcate am învățat și el română, deci nu mai pot ascunde prea mult. Nu, glumesc, da. Și o puțină rusă am luat de la el, el puțin română de la mine. Deci... Aha. Mm-hmm. Foarte mișto că păstrez lucrurile astea. Dar vii des în România? Da. Am fost ultima oară în octombrie, adică peste vară, am stat toată vara că am lucrat la un proiect care a fost expus în față la Ateneu și m-am întors acum din nou cu proiect nou, că sunt un ambasador pentru un ceai nou care a ieșit pe piață în România, Fuse Tea, și sper să mai ies din ce în ce mai mult să mă aflu în țară cu proiecte și cu diferite lucruri. Deci ai venit pentru ceai? Pentru ceai. Ești, le-ai cu ceaiurile, cu chestiile astea? Da, îmi place, este ca un gen iced tea și mai ales eu din căldura de California, este ceva perfect, o băutură perfectă de zi de zi. Deci, mai am văzut că în America se bea cu tone de gheață, deci spre deosebire de alte părți ale lumii, am văzut că voi puneți gheață. Deci eu, asta este o obișnuință pe care și acum mă ceartă bunica că o să mă doară gâtul, dar e parte din cultura americană să mănânci chiar cu o tonă de gheață și de fiecare dată când vin în Europa, fie că e România, fie că e Anglia, nu contează, și cer gheață, mă aduce așa... un cup de gheață. Da, și asta în cel mai bun caz. Și mă întreb ce mă fac un cup de gheață sau altă chestie. Cer șervețele. Un șervețel exclusiv, da? Se pare... La voi totul e mult. Adică da. Cum ceri un șervețel și îți vine un pachet. Cer gheață, da. Ți-a venit mașina de gheață și spui tu câtă gheață vrei. Eu am impresia că voi în America puneți gheață și în înghețată. Deci asta este... Eu cred că așa se face. Multă gheață și o bază de gheață. Dar tu mai ai prieteni aici în România sau rude în România? Da, mai am, nu multe rude, m-am pe mătușa mea, pe care o să o văd astăzi, abia aștept. Dar am prieteni, da, am, care îmi sunt foarte dragi și când mai prind și eu o clipă liberă, mă alătur de ei. Da, în rest o s-au mutat în America, nu? O mare parte dintre... Familia mea, da, unchii, ferișorii, pe toți i-am adus. Ei sunt toți din Vaslui? Că tu ai născut la Vaslui, din, nu? Din Vaslui și Onești, da. Da, și eu tot din Vaslui, dar eu am rămas aici. Dar tu știi ce se spune așa în România despre partea asta de... Din păcate știu și mai am și alți prieteni care îmi trimit niște bancuri mai așa nasoale. Și... Cu Vasluien sau da, cu... Da, mă, că e foarte popular. Și tu ce le spui? Ce să spun? Fiecare avem istoria noastră și lucrurile iau timp și cred că este o cale mai ok să alegi un mod de a gândi mai pozitiv și... Speranța moare ultima. Mă, eu cred, Alexandra Nechita, că e vorba de invidie. Uite, suntem numai vasluieni aici. Suntem doi din trei, suntem numai vasluieni. Deci, Vasluieni. Adică... Și ce vasluieni, exact. Și ce vasluieni. Ea e celebră, eu am 100 de chile, deci suntem numai vasluieni mari, aș îndrăzni să spun. Bine, că ai 100 de chile una, dar puteai să ai 100 de litri, ceea ce într-adevăr... Asta, am și 100 de litri. Ai la socrul meu. Are okay. Socrul meu. Are socrul meu un butoi de 100 de litri, mama, cred că a pus deoparte. Mama. De ce? Dar n-ai văzut? Nu, vreau și eu niște vin. Vrei niște vin de la noi, de la Vaslui? Da, îți fac plec acasă până cu contrabanda, hai, bagă. Serios, ai avea voie să duci vin în plastic în America?
Am mai dus, dar nu mai spunem nimănui acum. Asta între noi, așa. Ce tare mi se pare să le dai la american, să le spui, bă, am adus eu un vin de la bunică. Da, dar întotdeauna, vara trecută a venit mătușoara lui tatăl meu, a venit de la UNE și mi-a adus, dar nu glumesc și nu exagerez, o valiză întreagă, dar mi-a adus șuncă, mi-a adus hamții, mi-a adus, deci tot, și am zis că, ok, trebuie să alegem. Unde punem cea mai mare valoare? Clar că la vin. M-am dus acasă cu o grămadă de vin care era împachetat bine, nu știu cum. Și a fost foarte fericit taică-mea, deci asta contează. Foarte mișto asta. Da, povestește-ne puțin și despre viața ta de acolo din America, exact, că da. Suntem curioși ce se întâmplă și acolo. Tu în continuare, nu, pictezi și te ocupi de latura asta artistică. Și ești super faimoasă, da. Și ești super faimoasă. Da, păi am avut așa o perioadă mai lejeră când am avut-o pe asta mica mea, pe TV, m-am bucurat de momentele astea, au fost foarte ok, dar eu mă recunosc și mă găsesc pe mine cel mai autentic, autentică formă când sunt în atelier, când lucrez, când sunt în nebunia asta, dacă de mică sunt obișnuită cu o energie anumită, îmi vine destul de greu să încetinez și să nu mi se pară că ceva nu e în regulă. Deci lucrez aproape zi de zi, am diferite proiecte pe bază de comunitate, pe bază mai mare așa, în oraș, în state. Mă pregătesc acum pentru două expoziții, pentru care sunt super încântată și este un grup de lucrări care aș putea spune că sunt foarte mândră de, care mă reprezintă pe mine în mod special acum și cu tranziția asta prin care am trecut. Și cum să zic, adică rest duc o viață foarte normală, nu pot spune că chiar nu așa... Nu ești excentrică? Sau ești un pic? Parcă un pic mai, acolo... Nu mai comentăm. Nu? De ce? Hai să comentăm. Mi se pare că tablourile tale sunt altfel, adică ai o latură așa, știi, că tu ești la tine, măi, e o femeie normală, e o femeie frumoasă, e nu știu ce, dacă îmi pune mâna e pe pensulă... E... da, normal, adică... pentru mine este refugiul meu cel mai mare când intru în atelier și orice stare în care mă aflu, fie că este o stare super wow și fericită și plină de veselie sau este o stare de frustrare și confuzii, cel mai bine mă simt acolo și chiar acum câteva luni în urmă, o lună, două în urmă, am avut așa un moment destul de dificil pe care chiar nu-l înțelegeam și o stare așa destul de nasoală și am putut să o rezolv intrând în studio și am început să lucrez. Nu mi-a ieșit mare lucru primele câteva zile și pentru asta m-am supărat, dar am lucrat și în continuare mi-am scos din mine ce am avut și m-am exprimat și asta m-a ajutat enorm de mult. Cu cât s-a vândut cel mai scump tablou al tău? Rămâne recordul în jur de 400.000 de dolari în Singapore. 400.000 de dolari? La ce vârstă? Aș vrea să zic că aveam vreo 16 ani, nu mai știu, da. Foarte tare. Da, țineți cont că pentru un artist, ca și pentru un cântăreț și ca oricine cu orice meserie, nu-ți vin ție toți bănuții. Am înțeles că cu Alexandra Nichita stăm de vorbă, să mai spunem asta din când în când. Am înțeles că e o piață în care voi aveți, de fapt, o parte din sumele astea de bani și că, în rest, oamenii care tranzacționează au foarte mulți bani în chestia asta. Da, și industria asta a fost și cred că rămâne în continuare faimoasă pentru a lua mai mult decât de la artiști decât cred că merită artiștii, că întotdeauna a fost teoria asta că ai nevoie de noi, ai nevoie de noi să te promovăm, fără noi nu poți, dar în cultura și clima asta socială care existăm acum cu toate rețelele astea sociale, artiștii au pentru prima oară un acces la promovare pe care n-au avut-o niciodată, unde chiar n-au nevoie de altcineva, să pot promova adică singur. Adică poți vinde cu ușurință și singură. Da? Îți poți crea tu o bază, o audiență, o demografică și asta a început să creeze așa un picuț o discuție foarte interesantă. Pentru mine nu necesar să aplică că eu am o istorie atât de lungă și m-am început de atâta timp, dar pentru artiștii care vin pe piață acum este într-adevăr ceva destul de unicat.
Adică îi vede lumea deodată. Alexandra Nikita, mai spun și micuța Picasso, știi, așa, ca să mai lege mintea oamenilor. Știu că vrei probabil să scap de titlul ăsta. Da, nu, e ok. Uite, la modul că acum ești un om matur, comparația asta, dacă te gândești ca matur, e deranjantă pentru un artist, când vine cineva și spune, păi copilul ăsta, că era copil sau femeia asta, a făcut niște lucruri care sunt comparabile cu Picasso. Pentru tine e de bine? Sau e de rău? Nu, eu mă simt foarte onorată că pentru mine el rămâne și va rămâne toată viața printre cei mai preferați artiști ai mei și ador munca lui și tot ce înseamnă munca lui Pablo Picasso. Nu e vorba de asta, da. Zbaterea lui orice artist, și cred că pot vorbi pentru majoritatea din noi, fie că suntem visual artist sau cântăreți sau actori, vrei să ai identitatea ta, nu? Deci asta încerci să faci prin munca ta. Dar, apoi mă duc înapoi și văd că mă contrazic tot eu într-un fel. Eu dacă mă duc la un... Hai că să vorbim de Elton John azi, cam tricou ăsta. Mă duc la un concert la Elton John. Vreau foarte mult să aud melodiile alea vechi. Nu vreau, adică eu cu asta mă conexionez cu momentele alea, cu amintirile alea, fac niște anumite asocieri și cred că în felul ăsta îmi pot justifica și eu de ce lumea într-una vrea să țină de identitatea asta, de titlul ăsta. Probabil că creează o familiaritate, îi ajută să mă cunoască mai bine, să mă înțeleagă mai bine, îi amintește de momentele alea. Că noi ne mândream mult cu tine aici în România, când vedeam la televizor, mi-aduc aminte imaginele cu tine la opera. Deci tu ai fost la opera când aveai cât 10 ani sau... Da, prima oară vreo 10-11 ani și acum câțiva ani în urmă, da. Tu stai să mă gândeam, păi, cineva de aici din România care s-a născut în România la Vaslui. Cineva de la Vaslui. Cineva de la Vaslui care face istorie în America și de-aia ne este și drag să spunem așa. Chiar dacă normal că tu te-ai dezvoltat ca artist ulterior și ai trecut probabil mai multe schimbări și Alexandra Nikita de acum nu mai are probabil mare legătură cu micuța Picasso de atunci. Seama. Dar știi ce vreau să te mai întreb? Deci tu trăind în California, Los Angeles, te vezi toată ziua cu vedete? Că asta întreabă lumea. Bă, bună ziua, mă văd cu vedete. Da, și cu ce vedete ești prietenă? Hai, spune-ne. Prietenă nu prea. Bun, cunoștință așa, amică, ești amică, mai schimb vorbe, mai schimb WhatsApp-uri. Vecini de scară. Da, chestia este că dacă crești în atmosfera aia, nu ți se mai pare ceva special. Deci, când stai cot la cot la sushi bar cu, spre exemplu, mă duc la preferatul meu sushi și dacă o dată pe săptămână și mă duc singură. Și, de fapt, asta e ceva nou care am forțat să fac. Când eram la universitate, am făcut o serie de lucrări care au portrete de oameni care stăteau singuri la masă și mâncau. Și mă ducea pe ascuns. Mi se părea cel mai ciudat lucru din lume să mănânci singur. Deci, mai ales din cultura asta română, unde mâncarea și mâncatul împreună. E un act social, așa e. Deci, pentru mine a fost era un coșmar, adică cea mai mare tristețe să stai, măcar, săracul, și cine, stat, cine, li s-a întâmplat, nu știu ce. Deci am făcut seria asta de lucrări, nu știu ce, într-un fel ca să mă obișnuiesc eu un picuț cu ideea de a mânca singură. Apoi, a doua parte din proiectul ăsta a fost să mănânc singură și mă filmam. În fine, nu contează. Am început să mănânc singură, deci am ajuns, e grav. Dar mă duc o dată pe săptămână când mă recreez și stau eu cu gândurile mele și mă duc la restaurantul meu preparat și întotdeauna cot la cot cu mine este Charlize Theron, care de fapt este și o mare lucrări de ale mele și e super mișto. Singură? Tot singură. Și de multe ori și cu părul ud, că vine de acasă repede între pick-up de la școală. Păi, fii noi aici în România, dacă eu mă văd cu Bogdan, nu, treci peste faptul că suntem colegi, dar dacă eu m-aș vedea cu el și am fi oarecum cunoștințe așa, m-aș cam băga în sufletul lui. Adică am stat la masă. Dar nu, vorbim de copii, nu știu ce, deci noi, dar nu, da, îți dai seama, nu, dacă era așa, atunci m-ar invita și el la sushi, da, se întâmplă că ne întâlnim acolo. Da, nu, și asta e chestia, că pentru noi cultura asta de celebrity face parte din viața de acolo pentru toată lumea și nu avem momente din asta wow, și am prieteni care vin din Europa în vizită, nu știu ce, și deci le stă inima că vede pe George Clooney că trece la, deci eram la o masă la Nobu în Malibu și prietena mea, o prietenă foarte bună din Düsseldorf, vine și dintr-o dată, deci îi văd, băi, zic, fată, ridică-ți limba de pe jos, ce s-a întâmplat? Și era Brad Pitt și era, adică a făcut șoc complet, știi? Și da, stai, e super drăguț, normal, dar stai că eu mai vin pe aici, tu pleci acasă, respiră. Ce tare, da. Da, auzi, e chiar așa drăguț?
Da, este. Adică este? Nu e genul meu de bărbat, dar arată foarte bine. Dar ce are, mă, vârsta? Are 50 de ani terminat, nu? Da, da, da. Deci arată foarte bine. Și Clooney, da? Da, Clooney, nu mai vorbim, el este extraterestru, deci... Am înțeles. Da, și nevasta lui e o frumusețe. Da, auzi, dezamăgește-mă cu Charlize Theron, spune-mi ceva de rău, nu? Nu îți pot spune absolut nimic rău, că este... Fără machiaj, fără... Dureros de frumoasă, deci nu există, și are un ten așa, și eu țin la chestiile astea, că mă dau toată ziua cu alifii, are un ten perfect și un, așa, un suflet super, nu știu, nu, n-am nimic urât să spun despre ea și nici n-aș vrea că da, chiar mi-e rău. Știi cum încercam să sperăm și noi, asta era. Da, uite, pe final mai avem foarte puține secunde, nu minute, secunde, cu românii noștri celebri din America, ții legătura, nu știu, cu Nadia, cu Anastasia Soare? Sau... Da, păi chiar trebuie să mă fac cu Sia, o iubesc, Nadia la fel, o iubesc și vorbim, chiar vorbeam cu ea, deja ne-am făcut plan de 4th of July, că... O să facem un barbecue, deci da, absolut normal. Mici, foarte tare. Da? Mici? Da, taică-meu, absolut, da? Să perfect, fiți convinși. Gata. Veni și noi, ne invitați, bineînțeles. Alexandra, Nechita, îți mulțumim foarte mult. Mulțumesc. A fost o mare plăcere să fim cu tine în această dimineață la Digi FM. Vin știrile în 4 minute. Digi